Mariana, care mi-a făcut o caracterizare așa de faină, de nu vine mie să cred. Se pricepe la laudă, opa, la îngropăciune, nimica pe lângă. N-am crezut că e așa faină. Cred că trebuie să o citești. Să-ți dea Dumnezeu sănătate. Acum trebuie să mulțumesc și ălora de pe aici, doamnei Corina, care s-a strofocat așa din greu ca treburile să iasă bine și nu numai să fie lume multă, să fie chiar înghesuială și bine. Trebuie să mulțumesc și judelui și vicejudelui, lui Jimmy și lui Cristina, că și ei s-au strofocat cu mobilizarea. De credeai că îți fac reclamă la un spectacol cu Ion Bocșa și cu Maria, cu Drago, cum o cheamă? Sava Negreanu. Nu cu Gheorghe Bocșa și cu Mariana Ciuculescu. Și acum, în cartea s-au mai apărut câțiva colegi de-ai mei, vreo patru care au mai rămas, că ei mai mulți s-au dus deja pe calea fără întoarcere, Dumnezeu să-i odine în pace. Și să cade să spun câteva vorbe și despre ei. În Avric îl mai am pe cel, ficiorul protopopului. Cu ăsta jucam placheul pe zidul de la Progadie, și într-o zi mi-o luat a mai mare și mai faină cătănușcă pe care o aveam în buzunar. Dar nu știți ce să le aplacheuri? Să vă spun. Sunt niște plehiuri, așa mai grosuți o țâră, tăiate în formă de lună, cu trigăuri, și pe care șusterul le punea pe talpă păpucilor, la tocuri și la... La toc și la vârf, ca să nu se tocească tare. Și erau tare bune astea, că atunci când puneai piciorul jos, și auzai că ai călcat. Și mai ales era bun pentru cătane. Ele, când băteau pasul de front, s-auza ca lumea și nu se încurcau deloc. No, și dacă și așa în carte n-am scris, dar să vă spun și cum era joaca cu asta. Aruncam placheul, că noi adunam placheurile pe care le găseam pe jos, le băgam în buzunar, să mai uzau. Și sărea de pe zid și cădea jos. Al doilea copil arunca placheul în zid și trebuia placheul lui să cadă la înmult o palmă de primul.